Bun găsit, stimați prieteni, la ediție specială a emisiunii Proces Verbal. L-am invitat pe domnul director Adrian Semcu, directorul SGU, să ne însoțească, să vedem împreună câteva obiective și pe de altă parte să vedem ce a făcut și ce mai are de făcut SGU în acest an. SGU, o societate care de fapt intră în contact direct, permanent, cu proiectenii, fie că vorbim despre locuri de joacă, fie că vorbim despre cimitire, fie că vorbim despre ridicări mașini, fie că vorbim despre fântâni arteziene, fie că vorbim despre multe alte parcări. Vă mulțumesc, domnule director, pentru faptul că ați acceptat să veniți cu noi pe teren, cum se spune. Ne aflăm la sala sporturilor, un parc superb, care este în administrarea SGU. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere. Vorbeam și înainte de emisiune și spuneați că v-a preocupat în mod deosebit acest parc, fiindcă aici, în weekend, se strâng mii de oameni, vin mii de oameni în fiecare weekend. Spuneți-mi, vă rog, din punctul nostru de vedere, la 1 la 10, ce notă acordați parcului? Acum, în primul rând, eu vă mulțumesc frumos pentru că faceți emisiunea cum v-am mai rugat de mai mult timp ca să mergem și în teren, să vadă cetățenii municipiului Ploiești și imagini din teren, deși eu știu că foarte multă lume vine în acest parc, parcul Regele Mihai I. Este cel mai frumos din punctul meu de vedere. Când am ajuns la SGU, am început să gândesc ce ar trebui de îmbunătățit și ce idei noi să venim. În parc am deschis luciu de apă, l-am închiriat unei firme care a făcut investiții și a dus bărcuțele respective. Noi acum am amenajat tot ce am putut, cu băncuțe noi, cu locurile de joacă din incinta parcului, cu fântânile, cele două fântâni arteziene care sunt în mijlocurile lacului mare și lacului mic. Am făcut investițiile pentru parc, pentru zona de agrement a Ploieștiului, care eu o consider cea mai frumoasă. Referitor la notă, hai să nu fiu foarte mulțumit, să zicem, nu trecem de nota 8, ca să fim așa într-un tonus mai moderat. Ar fi multe de făcut. Adică satisfacția este că cât de cât l-am adus la un alt nivel față de ce am găsit, nu învățesc pe nimeni. Sunt ideile din ultimii 2 ani, inclusiv cu cele două toalete, care parcul ducea lipsă de toaletă publică. Nu existau toalete? Nu exista nici. A, și fiecare, mă rog, pe unde putea, că sunt destui copaci. Da, ajutăm și prin acest mod toalete deschise, fără a plăti, pe care le întreținem ca să fie în mod civilizat. Una este lângă pista de alergare, unde vine multă lume dimineața în special și seara. Și este posibilitatea inclusiv să te speli pe mâini, inclusiv să-ți faci nevoile, și cea lângă, în spatele căsuțelor care își desfășoară activitate de mulți ani de zile, și am zis că așa e civilizat, și lângă parcarea sălii sporturilor, toate astea în interesul cetățeanului. Că ar fi multe de făcut, sigur. Să vă spun eu, să ridic două probleme pe care ploieștenii le ridică. Vara, foarte mulți, e adevărat că din cauza căldurii, confundă acest lac cu o piscină. Adică s-a discutat la nivelul SGU ca să se poată face și baie sau este imposibil? Nu, este imposibil. Baie nu se poate face pentru că nu este o apă întreținută. Este o apă care noi umplem în timpul verii acest lac din sursă proprie, din pământ. Și nu este întreținută ca cu analize, cu tot ce trebuie. Nu este de agrement, nu este piscina, nu este. Iar a doua, faptul că seara, odată ce vine seara, se pare că de fapt există, că sunt și filmări pe mediul online, sunt curse de mașini, curse de motociclete, curse de toate felurile în această zonă a parcului de la sala sporturilor. Este o problemă care e adevărat că nu sunteți poliție. Și dumneavoastră bănesc că mulți v-au spus, domnul director, puteți face ceva? Am auzit și noi, și eu trăiesc în Ploiești și am auzit treaba asta, comentăm. Nu este în dreptul nostru de administrare. Noi administrăm spațiul verde, intrarea și ieșirea de la sala sporturilor, băncuțele. Acum eu pot să mă plâng și din nou să fac un apel la populația civilizată sau mai puțin civilizată care stă seara și mănâncă semințe și aruncă pe jos, deși coșul de gunoi este la un metru. Am văzut că sunt multe coșuri, parcă prea multe, dar
Poate că sunt prea multe, poate că dar oricum insuficiente, nu? Dar sunt insuficiente pentru cei needucați, ca să fim cinstici. Atunci noi dimineața la prima oară venim să strângem mucule de țigară și semințele pe care cetățenii le aruncă pe jos, din păcate. În rest, treaba cu mașinile nu este în competența SG-ului. Este o zonă foarte verde. Din ceea ce vă spun specialiștii SGU, reacțiile oamenilor, mai există loc, mai doriți împădurirea să devină și mai verde sau cam ăsta este potențialul maxim? Deci, noi am făcut un inventar a copacilor, care sunt unii foarte vechi, alții sunt îmbolnăviți și vom tăia și vom planta alții. Vom mai îndesi puțin în funcție de posibilități și în funcție de cum e terenul și posibilitatea de a planta. Toate astea le vom face începând din toamna. Acum, exact când filmăm, din păcate, probabil o să vi se pară cam iarba uscată și este parc din cauza secetei. Nu avem sisteme de irigat. N-au fost prevăzute, nu avem nici noi gândit în acest an. Poate la anul, dacă financiar vom avea posibilitatea să introducem suprafețe mai mari de irigat, ca să irigăm civilizat cum în alte țări. De altfel, în jurul pistei, dacă o să filmați, o să vedeți că în jurul pistei de alergare iarba este verde, pentru că acolo avem un sistem de irigat care funcționează, care pornește la 5 dimineața și udă toată incinta. Ar fi interesant, ar fi util toată. Dacă nu-mi dau seama de costuri, dar e clar că pe suprafața așa mare iarba nu poate să fie verde, nu. Decât dacă există un sistem de irigat. Nu putem să irigăm ca acum 20 de ani cu cisterne, nu, deci în cinta locurilor de joacă nu putem intra cu cisterne să irigăm. Avem cijmele de apă, dar nu sunt pentru a iriga și unde să fim să irigăm cu furtunul, cu deci oamenii. Cam acestea două ar fi noutățile sau planurile dumneavoastră, planurile SGU pentru Parcul Trasă la Sporturilor, pe un sistem de irigație. Vorbim în următorul an, următorii 2 ani de zile și pe de altă parte să vedeți exact arborii. Bine, ar mai fi, deci la arbori deja avem în vedere, avem deja și făcute inventariere a celor care sunt îmbătrâniți și bolnavi. Și atunci aceia trebuie să-i tăiem, da. Se vede cu ochiul liber, sunt uscați sau sunt mucegăiți și atunci boala merge pe măsura anilor și atunci trebuie să-i dăm jos. Ar mai fi un punct așa strategic pentru ploieșteni și pentru municipiu, avem o suprafață care este a parcului. În acea insulă? Față de turnul de parașutiști, da, care se bănesc că se vede. Și acolo s-ar putea amenaja ceva frumos. Dar eu voi veni cu câteva idei și în funcție de decizia Consiliului Local, a consilierilor, dacă se dorește extinderea... Ne puteți spune sau încă nu-i definitivat? Încă nu-i definitivat. Acest turn al parașutiștilor aparține de Strejnic, nu este al Consiliului Local, este al lor și este sub pază, dar în jurul lui e suprafață verde pe care s-ar putea amenaja ceva. Dacă nu și nu, măcar să aducem niște utilaje, aparate de la armată ca să fie vizibile pentru copii. Cum s-au mai făcut... Deci ca punct de atracție. Ca punct de atracție. Nu locuri de joacă. Eu consider că locuri de joacă și suprafața acestui parc, în acest loc, este suficientă. Ca și punct de atracție, așadar, anul viitor, dacă la finalul anului viitor vom vorbi, poate, despre proiect sau chiar finalizare, sau nu știu dacă finalizare, că e suprafață foarte mare, de-aia mă uit, pentru sistem de irigație, despre făcut ordine la... E un proiect serios și amplu pentru un sistem de irigat a întregului parc. Poate că vom lua pe porțiuni, pentru că e o investiție foarte mare și nu cred că se poate pe repede înainte, nici n-ar fi normal. Acum m-am uitat și am văzut în spate acea insulă care face parte din incinta lacului, care este și ea reabilitată, este o zonă unde cei care fac sport, am văzut mișcare, un pic mai devreme și acum, dacă nu mă înșel eu. Foarte mulți vin și seara pentru că este iluminat și fac mișcări, alergări, lumea se întreține. Așadar, la sala sportului, la parc, dragi prieteni, cam aceasta este situația actuală și aceste trei lucruri ar fi ca și proiecte de viitor. Vom continua să mergem în oraș. Vă propun două, domnule director și dumneavoastră, două lucruri, și anume locurile de joacă și cimitirele. Și să vom începe cu locurile de joacă. Plecăm
de aici și vom vorbi despre locurile de joacă din Ploiești. Dragi prieteni, ne aflăm lângă un loc de joacă, spatele nostru se află un loc de joacă de mai multe ori din zona Cina, ca să și localizăm puțin. La Trotuș. Da. Spuneți-ne, vă rog, domnule director, de mai multe ori ați invocat, nu numai dumneavoastră, și colegii noastre de la SGU, din conducere, faptul că suntem într-un fel ca în filmele cu Tăntălăi. SGU sunt locuri de joacă, probabil insuficiente în Ploiești, care se strică, nefiind utilizate în mod firesc, logic, de către copii de 4, 5, 6 ani. Ci noaptea, cam, nu știu, vine cineva și le strică. Este un fenomen, vă îngrijorează acest aspect înainte să vorbim și despre altele. Da, bineînțeles, e un fenomen la care eu am mai făcut apel și prin intermediul nostru și al presei, prin care cerem cetățenilor, cei cu, certați cu legea, și fenomenul de distrugere se întâmplă undeva după 9-10 seara, nu în timpul zilei, precum vedeți acum, locul de joacă e plin de copii cu părinții lângă ei și fiecare utilizează la nivelul vârstei pe care îl au, pentru că și leagănele sunt pe categorii, iar noi le reparăm. Și spre surprinderea mea, spre durerea mea, este că cheltuim banii Consiliului Local, ai noștri, ai populației, iar un segment din populație care este certată cu legea le distruge așa, peste noapte. Și noi trebuie să reparăm și din nou revenim și reparăm și cheltuim banii în loc să cheltuim banii pe alte lucruri necesare municipiului Ploiești. Știți ce place la acest loc de joacă pe lângă elemente? Elementele de joacă care sunt noi, adică... Nu mă înșel, nu? Nu, da, aveți dreptate. Sunt multe elemente noi, adică am schimbat lemnul cu plastic, le cumpărăm din comerț, le înlocuim, ca să fim și noi în rând cu lumea, să fim și noi moderni. Toate, de exemplu, ciuperca care se vede probabil în imagine, de foarte multe ori trebuie dimineața să o curățăm, pentru că cei, segmentul puțin de oameni care sunt certați cu legea, uneori se adăpostesc acolo, dorm sau chiar își fac nevoile. Mi se pare foarte, foarte interesant și util faptul că locul de joacă este înconjurat cu gard. Am văzut acest lucru în vestul Europei. Mai vorbeam cu dumneavoastră, cred că neoficial, înaintea unei emisiuni, vă spuneam, domnul director, am văzut locuri de joacă care se deschid la ora 8 dimineața și se închid la ora 20. Noastră, domnule, ok, dar bani mulți, că numai ca să construiești un gard și așa mai departe. Mi se pare foarte interesant, mi s-ar părea interesant să fie închis, astfel încât acești huligani, da. Să nu mai fac acces în locuri. Ok, 10, număr, 20, 30, dar din păcate ei există. Aveți dreptate, noi am discutat treaba asta, eu n-am nimic împotrivă să împrejmuim locurile de joacă și să le închidem. Putem să facem în două schimburi, să lucrăm, să întreținem, să vă, dar nouă ne trebuie o hotărâre a Consiliului Local, pentru că noi gestionăm aceste locuri de joacă la copii, parcurile, WC-urile, toaletele publice, parcările, prin hotărâri, prin dispoziții de la Consiliul Local Ploiești. Dacă Consiliul Local hotărăște treaba asta și ne alocă sumele necesare pentru a împrejmui toate locurile de joacă, că sunt foarte multe, noi putem face treaba asta, nu se pune problema. Dar trebuie un salariat în plus. Am înțeles, ar fi intervin niște costuri. N-ar fi o problemă dacă personal cred că e mai ușor, ca să ajungem la concluzia ca cetățenii care observă să sune la poliția locală, la poliție, la dispeceratul de la RASP unde avem un contact și să sesizeze aceste lucruri. Sau mai au fost situații și am și procedat ca atare în anume situații să punem niște camere de înregistrat ca să vedem, dacă nu în momentul respectiv, măcar a doua zi, să vedem cine au fost. S-a luat decizia? Vă vor urma? Sau? S-a luat în discuție, este o prioritate. Proiect, e un stadiu de proiect, este o prioritate. Sunt în unele locuri unde au fost distrugerile permanent, noapte de noapte. În ultima perioadă avem o problemă în parcul Aurora, pentru că vine cineva noaptea și golește coșurile de gunoi care sunt pline până dimineața la prima oră, la 6:30-7, noi le strângem. Cineva vine în cursul nopții și le golește, le varsă pe trotuar, iar vântul sau alții le împrăștie, adică arată foarte frumos. Și am anunțat Consiliul Local, Poliția Locală și suntem în supravegherea locului.
Apropo de cetățeni și de sesizări, sunteți mulțumit? Reușiți a doua zi, a treia zi să reparați locurile de joacă din momentul în care aveți sesizări sau vedeți dumneavoastră angajații SGU că sunt stricate? Sunteți mulțumit de timpul de intervenție? Sau cum vedeți situația? În mare parte sunt mulțumit, pentru că sunt locuri de joacă care într-adevăr sunt foarte vechi și atunci n-are rost să peticim, îl ridicăm de la locul de joacă să nu avem niciun fel de riscuri și atunci ne aprovizionăm cu materie primă. Exact cum am zis, în loc de scândurelele de la locul de joacă, luăm niște tăblii de plastic sau leagănele, deja dacă sunt deteriorate, le schimbăm, punem moderne, tot din plastic, nu din lemn, cu scândură din lemn. Sau mai, cel mai frecvent se întâmplă că acești derbedei care frecventează după ora 10 seara au kilograme mai multe decât copiii și atunci rup lanțurile de la leagăn. Alea le putem schimba de pe o zi pe alta, dar în momentul în care anumite locuri de joacă sunt din alea mai vechi, atunci poate durează 2-3 zile până ne aproximăm și le înlocuim. Depinde, dar le înlocuim nu la fața locului, le ridicăm din incinta locului de joacă, le reparăm și după aia le aducem și le montăm. Depinde cât de tare a fost vandalizat locul totul de joacă. Depinde, vă propun să mergem și în alt loc de joacă ca să avem așa o imagine. După ce am văzut sunt locuri de joacă, locuri de joacă care au fost modernizate în întregime, inclusiv pe jos, covor cauciucat, alea au fost făcute prin sponsorizări al unor firme direct în relația cu Consiliul Local Ploiești. Alea noi, decât le-am dezafectat, le-am pus la dispoziție terenul, firmele au venit și au făcut și acum le-am preluat noi cu termen de garanție și le administrăm în continuare și pe cele noi, în întregime noi. Bun, mergem puțin pe traseul SGU, să vedem care este stadiul și în alt parc. Dragi prieteni, suntem pe semne în cel mai aglomerat loc din Ploiești în weekend și anume la Sala Sporturilor. Mai există Parcul Bucov, dar aici, la Sala Sporturilor, foarte mulți ploieșteni își petrec timpul liber, neavând foarte multe opțiuni. Spuneți-mă, rog, domnule director, aici observăm locuri de joacă, unele sunt în curs de amenajare, elemente vechi, elemente noi. Da, este un loc de joacă în care am intervenit deja și se vede că unele elemente sunt noi, moderne, de plastic, cum am mai și spus, altele sunt cele mai vechi din fier, care vor urma să fie schimbate și locul va fi amenajat pe parcurs și din punct de vedere al posibilităților financiare. Locurile de joacă se decontează de către Consiliul Local prin regie RASP în momentul în care sunt solicitări. Dar noi intervenim, cum am mai vorbit, și în urma vandalizărilor. Acum aici nu putem să ne plângem că ar fi foarte multe vandalizări în acest parc și în acest loc de joacă și în ansamblul parcului, pentru că aici este și lacul unde am adus și bărcuțele, unde am făcut și niște fântâni de agrement, unde în spate este și pista de alergare, că e reamenajată pista efectiv cu partea cauciucată pentru sportivii care aleargă dimineața sau seara. Am văzut totuși, apropo de vandalizat, că sunt elemente de joacă, mă uitam la un tobogan pe care este ceva scris, pe semne cineva a vrut să lase o amintire, după principiul te iubesc Ana, inimioară 2000, ceva de genul acesta. Face parte din educație, din civilizație, dar aici e doar un scris cu o substanță care rămâne. Vă mulțumesc că e doar scrisul. Mă mulțumesc că nu, se strică, sau nu se strică treptele, sau nu se strică ceva care să vină un alt copil și, Doamne ferește, să se împiedice, să se întâmple vreun accident. Astea doar sunt scrisuri. Mulțumim că doar e atât, dacă se poate spune în glumă. Da, tot românul e poet, cu atât mai mult ploieșteanul. Spuneți-mi, vă rog, ca să închidem discuția despre temporar să o închidem, despre locurile de joacă. Din punctul dumneavoastră de vedere, din contactele pe care le aveți cu ploieștenii, sunt destule locuri de joacă în Ploiești? Sunt solicitări? Domne, am mai vrea, e prea mic, am locul de joacă raportat la numărul de copii, este inexistent și am vrea și aici un loc de joacă. Mă refer la vocea ploieșteanului, nu mă refer aici la prevederi bugetare, nu mă refer la Consiliul Local, nu mă refer
Acum, solicitările cele mai dese sunt de a le întreține, de a le amenaja, de a le moderniza, de a deschide noi locuri de joacă. La noi, la SG-ul, n-au venit aceste solicitări, pentru că nici n-am fi în măsură să hotărâm acest lucru. Tot ne întoarcem la Consiliu. Dar ar fi un semnal, adică e important dacă plăiește. Nu pot să spun că există semnale din acest punct de vedere. Există semnale de a face investiții, de a le moderniza. Iar noi facem apelul și de revin și prin dumneavoastră a nu le vandaliza măcar pe cele care le-am reabilitat noi sau prin sponsorizări către Consiliul Local Ploiești. Ca să nu cheltuim bani să ne întoarcem așa. Exact, într-un cerc închis. Unii fac, unii repară. Ar fi păcat să cheltuim banii, ar fi multe altele de făcut, aici, de amenajat. Da. E un fel de meșter umanul. Este un parc care, cum a spus dumneavoastră, este un parc mai aparc din municipiul Ploiești, care are o suprafață mai consistentă de vreo peste 20 de hectare și se vede inclusiv lacul, bărcuțele, toaletele care le-am adus de acum un an de zile ca să existe civilizație și în acest parc. Bun, închidem așadar această zonă de parcuri, de zone de joacă, locuri de joacă pentru copii și vă propun să ne îndreptăm atenția către un alt subiect care doare, spre care s-a vorbit foarte mult, și anume cimitirele. Da. Să vedem care este stadiul lucrărilor acolo, care sunt investițiile realizate de SGU anul acesta. La un moment dat, într-o emisiune precedentă, spuneați, domne, deja nu mai sunt locuri. Ne vom îndrepta așadar, sigur, dragi prieteni, către unul dintre cel mai vechi, de fapt, cimitir din Ploiești. Ne îndreptăm să filmăm. Așadar, să vedem activitățile, obiectivele pe care le are SGU. Ne aflăm în cimitirul Vișoara, un cimitir foarte vechi al Ploieștiului. Îmi spuneați înainte, domnule director Semcu, că este, din păcate, un cimitir unde nu s-au mai făcut reparații majore de cel puțin 10 ani de zile. Da, este adevărat. Și ați reușit în acest an? În acest an, din primăvară, după ce am avut aprobat bugetul de către Consiliul Local, am avut prevăzut în departamentul servicii cimitire reparația aleilor, reparația și a capelei care se vede în camera dumneavoastră acum, care era deja ajunsese la cărămidă, căruse tencuiala, am vopsit și acoperișul, am schimbat și șgheaburile și burlanele. Precum se vede, am asfaltat, am cumpărat materia primă și am reparat noi cu salariații de la SGU aleile, chiar și în spatele capelei. Am mai renovat și am schimbat și cișmele de apă, pentru că era o mare, nu atât risipă de apă, ci cât lăsau cetățenii care veneau să ia apă, lăsau robinetele deschise și era foarte, foarte multă apă în jur. Și am făcut la un moment dat pe aleia, în capătul aleiei care este în spatele capelei, am făcut și un sistem de drenaj ca și în timpul anotimpului ploios sau dacă mai lasă cineva cișmeaua deschisă, apa să se infiltreze în pământ lângă trotuar, nici de cum în cavourile cetățenilor, în mormintele lor. Bănuiesc că aceste lucrări pe care SGU le-a efectuat anul acesta sunt printre cerințele venite pe diferite căi din partea oamenilor. La cimitir e adevărat că se vine, nimeni nu are nicio bucurie când vine la cimitir. Da. Sunt multe probleme și evident că parcă te dor acel probleme și mai tare decât dacă nu ar fi o stradă asfaltată ca în Palmă. A ținut cont la Vișoara, unde ne aflăm acum, de doleanțele, cam acestea erau un top, mă refer la asfaltare, mă refer la capelă, fiindcă pentru Dumnezeu nu putem lăsa, risca capela să se dărâme. Cam acestea au fost doleanțele oamenilor în raport cu cimitirul Vișoara? Sunt foarte multe doleanțe ale cetățenilor și din Vișoara și din celelalte cimitire pe care le administrează SGU. Dar una din priorități, într-adevăr, erau și aleile, pentru că erau nereparate de peste 10 ani de zile, cu multe gropi și multe fisuri. Și la un moment dat se punea problema chiar o consilieră locală, doamna Simona Uță, ne-a tras atenția pe bună dreptate și am ținut cont de sfatul dânsei că în momentul în care căruciorul care duce înspre locul, ultimul loc al sicriului, se scutura mult prea tare din cauza acestor fisuri. Și atunci am ajuns la concluzia că
totuși și pe ultimul drum să avem grijă de... Pare amănunte, dar dacă ești în acea situație... Asta contează. Contează. De ce a spus acest panou? Că mi-a tras atenția. L-am pus de peste un an de zile ca totuși lumea să înțeleagă că salariații care sunt angajați la SGU nu trebuie neapărat să fie mituiți. Sau cu atenție, așa. Sau cu atenție, asta cum trăim în România și știm, eventual după serviciul prestat, dacă cineva vrea și are o atenție către cetățean, e cu totul altceva. Nici de cum înainte. Înainte. Ați mai primit? Mă rog. În ultima perioadă, nu. Înainte, cetățeanul vine la administrația cimitirelor și să vă rog să filmați și în spate unde am mutat serviciul cimitire în cadrul cimitirului Vișoara, cu două birouri care zic eu că sunt utile cetățenilor. Vine și își aduce actele pentru înhumarea, da, cetățeanului sau a membrului din familie și aici plătește toate serviciile. Nu trebuie înainte să plătească niciun salariat, cum era obiceiul înainte. Chiar în acest cimitir era un obicei, acum câțiva ani când am venit, era un obicei unde înainte se cerea prin diversi salariați ai noștri contravaloarea serviciilor și eventual după aia se mai și plătea ca să încaseze și societatea noastră veniturile aprobate prin regulamentul de funcționare al serviciilor de cimitire de către Consiliul Local. E clar că v-a deranjat după tonul, de fapt e deranjant, dar după tonul pe care ați spus-o, v-a deranjat. Nu sunt de acord și cred că nimeni nu este de acord, de-aia am și primit multe sesizări în prima săptămână în care am venit la SGU, foarte multe sesizări de la cetățeni că începând de aici și la celelalte, să nu credeți că celelalte sunt ușe de biserică, dar aici era ceva mai accentuat și acest prestare de serviciu înainte, uh-huh, prin diversi cetățeni angajați aici la categoria gropari, se, da, cereau așa și atunci am încercat să spuneți că în principiu eu cam dispărut. Da, eu zic că da, dar oricum orice sesizare e binevenită. Plus că, să nu uităm un amănunt care l-am făcut tot la venirea în SGU, am mai micșorat numărul de paznici consistent pentru că am băgat camerele de supraveghere, pentru că e mult mai civilizat decât să ai un paznic la poartă, să ai camere de supraveghere peste tot, pentru că ele înregistrează. Incidentele... S-au diminuat mult, foarte mult s-au diminuat furturile de flori, de coroane și chiar și furturile de diverse materiale feroase pe care se fură. S-au diminuat fantastic de mult. Asta îmi dau seama după reclamațiile care din ce în ce sunt mai puține. Bun, vă propun, fiindcă acest subiect al cimitirilor reprezintă una dintre prioritățile sau una dintre cerințele, figurează în topul doleanțelor plăștenilor, să mergem și la Eternitatea, un alt cimitir foarte cunoscut, din care este realitatea și acolo. Chiar vă rog să mergem, pentru că deci noi administrăm patru cimitire. Acum am început cu Vișoara și cum ați văzut, și în spatele capelei și peste toate aleile am intervenit. La Eternitatea, care este un cimitir în sudul municipiului Ploiești, care este el mai mic ca și suprafață, dar acolo nu s-a intervenit de peste 20 de ani și acolo sursa de apă era doar la capul cimitirului. O să mergem acolo. Și acolo. Am mai făcut și la Bolovan 2, la fel am tot ce putem noi să ne permitem în bugetul nostru din surse proprii, nu din bugetul Consiliului Local, din surse din venituri proprii. Din venituri proprii am făcut reparațiile capitale. SGU are dreptul să administreze și să repare. Noi acum am făcut reparații. Urmează la anul, acum mi-a zis ca mingea la filă, cum se spune, urmează la anul și celelalte, spre exemplu, alt cimitire să interveniți cu reparații capitale? Urmează la cerința noastră și să sperăm că va avea programare bugetară pentru Mihai Bravo, unde acolo trebuie făcute investiții. Aleile trebuie continuate cu asfalt, cu beton, pentru că s-a extins cimitirul Mihai Bravo și în perspectiva următorilor ani va trebui să cerem la primăria Ploiești extinderea cimitirului. Îmi amintesc că într-o emisiune chiar vorbeam că nu mai sunt... Este deja, da, spre a se umple. Din bun, vă propun să mergem la internet ca să vedem, da, care este realitatea și de acolo. Mulțumesc. Domnule director, am ajuns la cimitirul Eternitatea, am fost la Vișoara. Există un contrast, oamenii știu de fapt, noi nu putem să spunem că sunt la același nivel,
Vă și spuneam înainte de a începe filmarea, vedem în spate niște muncitori, vom vorbi despre ce intenționați, dar cred că este, adică eu nu-mi dau seama cum de zeci de, vă spun sincer și direct, cum de zeci de ani, de zile, eternitatea, ca și Viișoara, au fost lăsate aceste două cimitire, că fiecare avem pe cineva. Au fost lăsate într-o asemenea, era zic paragină, într-o asemenea stadiu. Este oamenii care, ploieștenii, știu despre ce vorbim, adică... Asta e cel mai corect. Ploieștenii, cei, cel puțin fiecare care este arondat la câte un cimitir sau unde are neamuri, ei știu cel mai bine față de noi cum era înainte. Eu nu vreau să vorbesc de cum era înainte. Vă spun eu cum este, adică aici, aici pare că e de lucru foarte mult. Și am fost surprins în momentul în care am venit la SGU și mi-am propus să fac ceva. Acum, în funcție de posibilități, eu spun că după mine se va vedea ceva în acești 2 ani. Inclusiv la acest cimitir unde suntem acum, la Eternitatea, poate cel mai vechi și ca suprafață e cel mai mic din municipiul Ploiești, dar de la această intrare, de la poartă unde este biserica care este în incinta cimitirului, să car bidonul de apă ca să zuz florile în partea cealaltă, pentru că conducta de apă era spartă, fisurată, inexistentă, e greu de înțeles. În azi, anul ați rezolvat problema aceasta? Am rezolvat, de aia se vede această spărtură, am schimbat toată conducta până în spate. Am asfaltat și aleile. Și cijmele acestea văd și acum. Cijmelele, da? Astea, da, da, astea sunt cijmele noi pe care le-am pus. Funcționează, da? Funcționează. Dați-i drumul, domnul Bogdan Enache, ca să vedeți că funcționează. Și bineînțeles, există și un sistem. Nu avem canalizare, nu se face în cimitir canalizare, dar avem un sistem în pământ de drenaj în care sunt, e piatră ca să nu rămână. Dar oricum nu mai sunt probleme care le-am văzut când am venit aici și le-am găsit. Acum, după ce terminăm, suntem deja spre finalizare, sper ca cetățenii să fie mult mai mulțumiți. Noi am pe anul 2023 am avut un buget pentru cimitire de refăcut reparații capitale de 550 de milioane și încercăm să ne încadrăm în această sumă. 550 de mii de lei noi. De mii de lei noi, da. 5 miliarde pe vechi. 5 miliarde 500 pe vechi, da. Și să sperăm bani insuficienți. Dacă ne uităm. Dacă ne uităm în jurul cimitirului, toate gardurile ar trebui schimbate, toate încăperile. Mă bucur că spuneți dumneavoastră asta, că asta vreau, deși dumneavoastră... Dar eu le văd și îmi doresc treaba asta, dar sunt lucruri care intră în administrarea noastră, adică să reparăm și lucrurile de investiții le face Consiliul Local, Primăria Ploiești, pentru că ei sunt proprietarii și a cimitirului și ale noi, decât întreținem. Am reparat la Viișoara și aici și toaletele în măsura în care să fim totuși civilizați, să fie pentru locuitorii din zona de sud a orașului, da, cu precădere. Anul viitor Eternitatea mai intră pe lista dumneavoastră, dar apropo de asfaltări, de... Nu, anul ăsta terminăm cu aleile și cu asfaltatul până în capăt, în cele două alei din spatele bisericii care se vede în fața camerei dumneavoastră și o să intrăm să reabilităm și clădirea administrativă care arată e în spate. Și aceasta, da. Prima care am făcut a fost cea de la Viișoara, am mai amenajat un pic și la Bolovani, am extins un pic tot în interesul populației, caseriile, unde vin oamenii să-și plătească concesiunea, erau într-o cămăruță înghesuită și acum am făcut două ghișe. Adică trebuie să dai bani și te înghesuim ca să... Nu, adică... nu, stăm la coadă, stăm, da, ne da. Înghesuim unul în altul. Acum am făcut-o puțin mai degajat, mai civilizat, așa. La fel vom face și la Bolovan. Și la Bolovan, la Bolovan sunt două cimitiri, Bolovan 1 cel mare și Bolovan mic. 2, cum îi spunem noi, și acolo am reabilitat și trotuarul din față și aleea care am asfaltat-o și din ce informații primesc eu de la colegii mei de la cimitire, de la administrativ, toată lumea este foarte mulțumită. Eu mă bucur că am făcut ceva ca să se vadă că... Dar planurile continuă, da? Vorba adică... noastră din vechi. Omul sfințește locul. Eu am venit și vreau să rămână ceva după mine. Când dar continuați și la anul, da? Vom continua, pe zona sigur. Aceasta de sigur cimitire. Că, sigur, sigur, sigur. Adică situația, și mă bucură faptul că ați luat invitația și noi astăzi, de fapt, am vorbit să filmăm pe teren. O imagine face cât 1000 de cuvinte. Corect. Una este din studio și alta e că o imagine are o putere pe care nu are studioul, evident. Și, pe de altă parte, îmi doresc și o spun public, ca în bugetul SGU de anul viitor,
Consiliul Local, dumneavoastră, cei de la SGU, să aveți un capitol generos, semnificativ, pentru cimitire. Toți avem, toți ajungem, da? Și pe de altă parte, toți avem o rudă. Este un semn de civilizație și apropo de garduri, și apropo de apă, ce ați făcut dumneavoastră anul acesta, la Eternitatea. Adică, dincolo, n-are culoare, nu are niciun fel de culoare politică. Cimitirile din Ploiești trebuie să ajungă la un nivel mediu măcar și mă bucură faptul că ați început. De ce zâmbiți? Așa ar trebui ca lucrurile care se fac pentru cetățeni, în interesul cetățenilor, să n-aibă culoare politică. Aici e de comentat, poate în alte emisiuni vom vorbi despre bugetul și despre... Despre buget vreau să fac un amendament la discuția dumneavoastră. Tot ce facem noi acum, reparații capitale în cimitire, ce ați văzut, ce ați filmat... A spus-o pe mai devreme că sunt din venituri proprii. Sunt din venituri proprii. Da. Lucrurile majore, gen gardurile care trebuie reabilitate, alea sunt lucrări de investiții, pentru că ele sunt... Și trebuie consiliul local să aloce, nu? Da. Păi s-a spus că cimitirul nu este al... Corect, așa este, al consiliului local. Al americanilor. Cel mai important, de exemplu, am încercat de 2 ani de zile, dar m-am descurcat în ce sens? Și acum, de exemplu, toți ploieștenii știu că pe bulevardul cu Castan se frezează asfalt. Simțim, da. În momentul în care s-a frezat pe alte străzi, în alte, când s-au făcut reparații în Ploiești, am cerut acea rămășiță, frezatul de la asfalt și l-am pus în Mihai Bravo. De ce? Când am venit, m-am îngrozit. Erau aleile care nu erau încă asfaltate prin program de investiții, dar erau pietruite cu grop, cu pământ și cu apă. Și am luat acea... Vă câtă umilință, de fapt, să intri în 2022-2021 într-un cimitir în municipiul Ploiești, nu vorbim aici în satul nu știu care, da? Da, corect. Și să ieși de acolo, cel mai mare cimitir cu locuri și să nu uităm că totuși în urmă cu 2 ani de zile a fost problema COVID-ului unde se murea pe capete și erau... Da, intri cu cizme, iei cizmele de acasă, luai cizmele de acasă ca să te schimbai de încălțăminte. Acum nu pot să spun că sunt mulțumit că nu sunt asfaltate, nu sunt cu borduri, cum sunt în alte părți, dar măcar sufletește sunt împăcat că lumea merge civilizat pe o criblulă sau pe pietriș, nu în noroi, nu sunt în Sunt de acord cu dumneavoastră și pe de altă parte este încă o dată un semnal de alarmă pe care îl trag public și anume Consiliul Municipal Ploiești din tot, cu tot bugetul acela mic, am înțeles, praf, care este la Ploiești, să aloce o sumă pentru ca cimitirile din Ploiești ușor, ușor să ajungă la un nivel mediu. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar consilierii votează, consilierii iau decizia la prioritățile municipiului Ploiești. Eu aici nu pot să-mi dau cu părerea. Eu am vrut să vedeți și mă bucur că ați venit și vă mulțumesc să vadă cetățenii prin filmările dumneavoastră exact ce se întâmplă în teren din surse proprii. Deci, dacă se gospodăresc bine banii oricărei societăți, se poate închide și pe plus societatea și poate să facă și reparațiile necesare în folosul cetățenilor care vin, nu de plăcere, să vină în cimitir. Vă mulțumesc, domnule director Adrian Semcu, pentru participare, pentru faptul că ne-ați însoțit și, pe de altă parte, îmi doresc să mai realizăm la anul cel târziu emisiuni tot pe teren, ca să vedem realitatea. Dacă mai apare ceva, cu mare plăcere, să din Ploiești. Da? Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!